Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată-ne din nou la stupină. Dragilor, ați așteptat nerăbdători să mai vedeți o filmuleț. Spuneam Viorel, domn profesor, dacă aș ști câtă bucurie le produceți dumneavoastră cu filmulețele, vă rog să mai faceți o filmuleț. Sau... Dar e bine să vă prezint, am uitat asta. Deci bucuria mare este că aici, acum, în clipa asta, se află Laurențiu, cu care m-am întâlnit, te salut cu Laurențiu, poți să-ți ai masca jos, că aici nu este albinuță, dar se vede. Laurențiu este cel cu care m-am întâlnit eu acum câțiva ani. Cred că sunt 4-5 ani la un târg, la o expoziție apicolă din Galați, unde am avut marea bucurie și plăcere să vă întâlnesc cu exponatul acesta, care pentru mine este ceva extraordinar ca și concepție și ca și, practic, fiind un stup bio. O să insistăm, deci te-a fascinat din clipa aceea. Exact, da. M-a fascinat foarte mult. De aceea ne-am gândit, eu și mai am câteva persoane, prieteni, care sunt foarte interesați de acest stup biologic, să venim să-l cunoaștem mai de aproape, cum s-ar zice, la dumneavoastră în stupină. Iată, v-am adus o bună prietenă de-a mea, care ea este din Filipine, se numește Eliza și ea este foarte fascinată de apicultura din țara noastră. A venit de la 10.000 de kilometri, să zicem așa, pentru a vedea și a vizita acest stup și modul în care funcționează el. Mă bucur foarte mult. Mă bucur mult și vă salut cu toată dragul și vă spun bine ați venit la Profo Online. O să fie câteva momente în care o să îi traduc ei, foarte pentru că ea nu înțelege românește deloc și o să trebuiască să-i traduc în engleză. Te rog frumos! Welcome to Romania and welcome and meet Profo Online domnul Ursu. This is the guy which was make it and have the project of this stuff what you see here for a biological house of bean. And now we start the presentation of this, how it's working, how it's going on, everything. Okay. And he's very happy that we are coming here to see it. Mm-hmm. Thank you. Așa, ce bine ar fi. Dacă ar fi acum băiatul meu Cristi aici și sper să se întâmple asta odată, că el vorbește engleză tot atât de bine ca și unul care ar fi în Anglia. El a stat de fapt vreo 5 ani în Anglia la șeful la universitate acolo, așa că probabil că o să fac odată și cu el un film. Da. Nu ne-am gândit la varianta asta să trage. Iată că nevoia de a te face înțeles acum pentru înțelege și ea cum stau lucrurile și... Așa. Așa, dar, dragi, o trecem la treabă. Vorbește? We start now the presentation. What you see now in front of you, it's the house of the bee. Câte compartimente are acest lucru? Începem acum. Biostupul a apărut din nevoia de a ne lupta cu o boală care decimează cumplit stupinele multor apicultori. Deci, this house for the bee, it's coming from his idea, because this bee have some sickness which is very dangerous for them and kill thousands of this family, and it starts from this idea to stop this sickness for the bee. That's why he come with this idea to fix and to build this this house. Înainte, să spunem așa, stupul clasic însemna lada asta care o vedem. The classic one, which was before he came with this idea, was just this house, what you see it in the big one. Yes, exactly, without this separation of the stuff which is inside here. Varianta cea mai scurtă era acest pătrat. The smaller and the short one was this square here, what you see it.
before. So he came with the idea to make this square, what you see it, more bigger. So he... Așa este prezentat, un pătrat în care rama poate fi pusă și într-o formă și în cealaltă. Ar fi mai bine să aduci și o ramă ca să le explicăm despre ce este vorba. Da. Uite acum facem asta. Avem la îndemână. So this is the frame, which this frame was come here like this, but also can stay in this way. Okay. It's a square. Yeah, it's a square. Exactly. Asta era aici tot din materialul ăsta. Tot din lemn. So this material was the same for all these parts. Yeah. You understand? Yeah. So in this case, this is the frame which you can put it like this. Because it's a square, you can change and adjustment like this. Excelent. Fiindcă acel parazit se numește varroa și care decimează stupinele masiv, el parazitează albinuța, îi suge hemolimfa și albina introduce și foarte mulți virus și în momentul acela și ea paralizează, își pierde capacitatea de zbor. So the most dangerous sickness for the bee, it's one sickness which is called varroa. It's something like a small ants, more small than ants, and this is very dangerous because can kill the bees, all the family, and this is the things which you must understand that all the time you must to take careful to kill this varroa. Apicultorii au înțeles că acest parazit dorește foarte mult să lucreze pe trântor. Îi place pe trântor pentru că trântorul este mai gras, mai puternic și are hrană mai multă. Da. So this varroa, this parasite, the cygnus, which it's come here in the family of the bee, like too much to eat from the male parts of this family, not the just the bee. So the baby male, it's more fat and it's more strong, and that's why he. Yeah, exactly. Okay. I'm sorry because my English is not so good, but I think that it's okay. Someone can understand it. Așa. Și iată, apicultorii au descoperit acest lucru și atunci foloseau o ramă oarbă, adică fără făgureală. Rama numai din lemn, rama din margine, atât din lemn ce făcută. Și o puneau acolo. Cu ce scop? Adică pentru că albinuțile creșteau acolo numai celule de trântor, care sunt mai mari, și acolo prindeau în capcană, așa chiar ramă în capcană poate numele, prindeau femele de varroa în capcana respectivă. So the people think that this varroa like too much to stay where it's the main male for this family, I mean the big one. So they think that if they have one blind this frame without this how we call this in English, the wax, and you put it in the middle of this box, will be like the function will be like a trap for this cygnus if they stay in the middle. Dar punând magazilic pentru miere deasupra, rama asta, capcana era prinsă și ea în, într-o altă capcană. Într-o altă capcană, să zicem așa. So, because this was good just for the winter, when, the, you know, doesn't, how to say, the beans is not busy to take a lot of honey inside, because this
for example, in the summer, need another part which is up here to collect the honey. So if you put this part up to this stuff, this also will be very hard to take it from here and to check it and to make it, you know, clean. Și atunci din capcană, după 24 de zile, ecluzionau toate, toți masculii și odată cu asta și femelele de varoa cu fiicele lor. So in 24 days, the eggs for this sickness varoa was become alive. So come out from this trap and get inside and paralyze all the family. Dezvoltarea era în progresie geometrică. So what was how to say was start to grow too much in progress way, you understand? Și așa ne trezeam cu infestare masivă, familia era în câteva săptămâni decimată, terminată. So because the summer is a busy period for the bee to collect the honey and the nectar from outside from the flower, was this stuff up here and was very difficult to take out this and to check it, and in a few days if you don't check this and take it out, was infected all the family with this varroa. Eu însumi am pierdut 60 de familii odată. He said that one time, because of this sickness, he doesn't have time or doesn't take care, and he loses 60 family from this bee. Și atunci cu lacrimi în ochi. So in the time with crying feelings and crying eyes, he started thinking why it's come like this. Am țipat de durere. He screamed of pain for losing this family, because you know it's a lot of. Și am spus trebuie să existe o idee. So he think that it must exist an idea to help this being to don't be infected with this sickness. Și atunci peretele ăsta al patrulea de aici. So this wood from the. L-am desfăcut. He take it out. Și l-am transformat într-o grilă. He take it out and adjustment this like a grill. Look. Iată, așa asta e grila care îmi poartă numele. So this is the grill which have his name. Eu, because he invented and he thinking to make this, it's. Și rama asta clăditoare, ne închipuim fără fără făgurel, am pus-o din coace de data asta. So this blind ram, he put it to this side now, not in this side. When it was before, you know, because he put also this part from here, extra. Extra. Yeah. Ține așa un pic și arată așa la cameră. Așa. Tu mai explica. You can show to the people how is the construction and the way how he built this biological house for the bee. And the measurement, this is standard or whatever? Yeah, this is standard, like this you think to building and... Or you can make your own measurement. Așa asta era rama clăditoare. So he, this is in the real life, the blind frame, which the bean start to build this... yes, this box by themselves. Și atunci am început să construiască. You see how we start building this until it's become like that frame. You okay. Understand? It? So this is empty. Yeah, in the beginning this is empty and the bean start to building this. The bee start to building this. Sorry, I was told you that my English is not so good.
And this is the trap for this varroa, the infection. So this one is the trap. This one, which is building, you understand? The bee will start to build this frame like this, like how you see it here. You understand? Okay. So until down, the bee will start to build this. Until it becomes like this. Exactly. Until it becomes like this. Ramele stau așa, una lângă alta. So the frame stay like in this way, how you see it here. Mm. Și aici yes. Sunt 12 mm. It's 12 mm between them, the space, because the bean which stay in this frame to don't disturb another bean which stay to another frame. You need to have a space 12 mm between one and another. Și regina care lucrează pe fie pe o parte, fie pe cealaltă, and the queen which is working even to this side or to this side, când ajunge la celula de albinuță, when this come here where is the house for the small baby. Așa vine mai aproape și prezintă. Deci când ajungi la celula de albinuță, intră în celulă și perișorii de pe abdomen ating pereții celulei și atunci ea va depune un nou fecundat. So when the queen is come inside this small hole and the abdomen for this queen have some like hair, small hairs, something like this, and this touch this around, they start to make the eggs inside to this. Când ajunge în celula asta mai mare, when this come, you see the difference of for this which is small and this which is more big. This is mean that it's the normal bee, and this is the queen. No, this is not for the queen. This is for the male. Yes, exactly, because this need nu mai atinge, și atunci depune o nefecundat. So when this not touch this like this from his spermatica abdomen. Spermatica nu mai este atenționată și nu mai pleacă un spermatozoid pentru a fecunda ouă. Și de aici este trântorile. So from this big holes it's come the male male bee. Yeah, male. So here one the small the female Yes, exactly. Așa. În sistemul acesta toate celulele sunt crescute masiv, numai pentru albinuțe. Uite, ne uităm până sus. Deci până sus avem celule numai pentru albinuțe, până la spetează. Doar aici o excepție că a fost stricat aici un pic făgurelul și de aceea a crescut celule mai mari. So here you can see that most of this cellul is for the normal bee. Just the big one, which is a little space here, is for the male. It's more female than male. Yeah. Este și pe o parte și pe alta. Yeah. Also, it's from both of this side. Yeah, down and up. Deschizătura dintre piciorușe, șublerul este pentru albinuțe și a modificat și pe o parte și pe alta. Acolo nu a fost stricat păgureaua. So when they start and see that this is not right, the space, the construction, he made, make it also to this side and another side, big holes for the male. Și acum, nu mai strică celule pentru masculi, pentru că au oferta cea mai bună, cea mai generoasă, aici în capătul, să spunem, tuturor ramelor, și își construiește pentru masculi, în spațiul ăsta special, de la rama oarbă sau rama capcană, chiar iată, uitați că aș început aici construcția. So, da? You can see now that they start this construction to the blind frame. Empty. Ele se țin una de alta, picioruș de picioruș, așa, întinse, și au un felul ăsta perfect. Începe și acolo, a început și aici, începe și partea asta, se încheie perfect. Este spectaculos. Nicăieri nu poți să dai seama cât de minunat se întâmplă așa fagurile să fie uniform crescut. So you can see now start of building from fax directly yes to this blind frame
And after you will see that this, after, I don't know, 1 week, 2 weeks, or I don't know how long time you take it, this flame will be full of wax. It will become like that. Exactly. Mm-hmm. Oh, okay. Astfel se întâmplă ca acest spațiu să fie umplut numai cu celule pentru masculi. Regina care ajunge în capăt se continuă prin spațiul ăsta, prin fanta, prin fantele care sunt aranjate. Iată aici. Look, what is the idea of him to understand? Because before doesn't have this frame, you know, the bee make the house for the male here inside to these frames, you understand, inside of these houses. But now have the opportunity to pass this frame inside and have the blind frame in the back. You see? Empty one. And now they make their own house. The house for the male, not for the bee. I mean, it's like a trap for the for this varroa to come here and to leave their eggs inside to this to this empty frame. You understand? Și când aș lua capul, întreabă, fetelor, ați mai construit ceva celule? So, this queen, which is put the eggs, have the opportunity to lift the eggs for the male to this frame, because it's more easy and have a lot of space to this stuff, to the empty. So, most of this frame, which is here, doesn't have male. So, only female. Yeah. Okay. Yeah. Da. Cât de cât a înțeles ideea. Păi important este că am încercat să explic cât mai mult ca să înțeleagă. De fapt face acest serviciu pentru foarte mulți care sunt cunoscători ai limbii engleze. Da, păi majoritatea cunosc puțin, nu să zicem așa, dar înțeleg cât de cât ideea, că asta ideea. Este important. Apicultorii vor înțelege foarte rapid chestia asta. Da, da. Că ei, care sunt în temă și care cunosc. Sigur că exact da, și un pic de limbă engleză, să zicem așa, care vorbitori da, de limbă da, engleză. Da, 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 da. Îi vom ajuta și pe aceea. Cu toate că acolo condițiile sunt foarte, foarte proaste, deci plouă. Nu numai, și... dar vreau să spun că pot vedea filmul acesta la Prof Online oricare din oriunde, din toate colțurile lumii. Vreau să spun că Prof Online este vizionat în clipa asta de vreo 14 milioane de accesări avem în clipa asta. Deci avem o șansă, le oferim o șansă să cunoască da, o nouă tehnologie. Da, 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 da. Și păcat că mulți nu înțeleg lucrul acesta, pentru că dacă n-ar exista albine, n-ar mai exista viață pe planeta aceasta. Păi, și... fiindcă tu ai deschis discuția asta, am urmărit recent pe europarlamentarul soția fostului prim-ministru care am văzut-o acum recent la televizor și spunea că Ponta, doamna Ponta. Da. Spunea că este o mare problemă la nivel național, la nivelul acesta este alarmă totală. Sunt cercetări făcute în direcția asta, se încearcă să se găsească o soluție pentru varroa. Sunt antrenați foarte mulți cercetători și iată surpriza mare cum de-a pupusit această idee la Prof Online. Da, mie îmi pare foarte rău. Pentru că mulți tineri din această țară s-ar putea ocupa cu această meserie și cu, în general cu această mică microfermă de apicultură. Da. Eu să și nu înțeleg de moment vă spun de important fost... este acest lucru pentru toată lumea, nu numai pentru am fost și la stat de vorbă cu acum vreo 4 ani, cred, sau 3 ani cu ministrul Botenoiu, ministrul secretar de stat, care are în subordine această activitate cu apicultura. I-am prezentat așa, dar există cineva, că știu cine este, un minister, care este cea care pune frâna acolo la ideea asta. Și vezi, nu e deschidere, că dacă s-ar înțelege, s-ar putea face niște lucruri extraordinare, așa cum Bătănoi spunea, aceasta trebuie să fie o creație a noastră, a românilor, da, să o putem duce la nivelul european și numai.
Sigur, pentru că țara noastră are o posibilitate destul de mare. Hai să ne întoarcem acum la treaba asta, la scopul acesta, la biostopul. Ei bine, asta se întâmplă și o să mergem în dată și o să vedem la fața locului cu stupul în acțiune. Da. Cum anume se întâmplă și cum a început acolo matca și ouă. O să vedem concret treaba asta. Da, da, da. Acum, mai departe mi-a zis ce fac în continuare. După ce am realizat acest perete prin grila asta și i-am oferit șansă mărcii să ajungă aici, mi-a zis hai să mai continui cu spațiul ăsta și să mai aranjez câte ceva interesant. Spune treaba asta. Da. Deci după ce el a after he put this frame here for the bin to build this one, what you see it here is very important because they make it just for the male. Okay. So the queen when it's come here see these holes very big and say ah here is the one which you can put the eggs for the male. Okay. Yeah. Can't understand. Okay. So after he think that it's good to start and to put some stuffs here the trap. Yeah. Okay. Și am separat-o. Da? Deci ea rămâne acolo numai pentru familia de aici, în clipa asta. So, he think that when the queen come here, find a space for the male and put the eggs for the male. And after he separates this one for another space here, you understand? Mm-hmm. So this is the main family, you understand where is all the girls will lay. Yes, where the queen it's make the eggs and put everything inside here, and this is the blind frame. Iar în spațiul ăsta de aici, în clipa de față, mai putem crește o mătcuță, putem da drumul la un nucleu. O nouă familie. So in this small space, he think that he can grow another small family, which will help after this big family or grow another big family. It's the way how the bin it make families, you know, another one. One more like this. Exactly. Fundul este antivaroa. So the downs, what you see here. Mm-hmm. It's one how to say this for when this antivaroa it's get down they will collect it up to this spaces downstairs. So odată ce cade nu mai are nicio șansă trece acolo, nu se mai poate reveni. So the way when the varoa it's get down no chance to come up again. Se duce. Yes, exactly. Deci și aici tragem și putem curăța and you take this out and after clean it very well. And okay. Like yeah, and this is the way how you clean and kill this varroa. Așa. O să arătăm și varianta asta în care venim cu colectoarele de polen, deci se pune colectorul de polen, se bagă pe aici și o să vedem că aici de dedesubt colectăm și polenul. Păi și nu se amestecă cu varoa. Nu. Că punem pe o bucățică de hârtie și aici doar este și o protecție făcută pe dedesubt, o să vedem exact. Și atunci avem numai pe o suprafață mică. Dar nu se înțelege că varoa curge așa continuu. Eu cunosc lucrul. Femelele de varoa sunt cazuri accidentale când ele din graba aceea când circulă pe fața, greșeală și pun piciorul alături și mai cad jos. Da, sunt foarte rare cazurile acelea. Da. Deci avem și varianta de colectare de polen, o să vă arăt și chestia asta. Aici spuneam că putem crește o altă familie, da? Aici. Da. Deci here they cu rampa de lansare. He think that it's good to start to grow a small family which will become big after time like here. You understand? Are două poziții, o pot duce și mai aici. Have two position, one in the front and one in the back if you see the, da. These two things. Pentru că uneori
pot să, când îl transform în, în mulțitor pe ăsta, adică să mulțesc, să fac mai multe familii din același tu, compartimentarea o fac după cum doresc eu. Mm-hmm. Și pun pe, pe fața asta, pun și grila, pun și diafragma cu patru ochiuri. Deci, am șansa ca atunci când îmi propun altceva să fac cu albina de aici, adică ca să mai să mulțesc, să fac mai multe, da, să-l transform în înmulțitor. Da, 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 da. Viu cu diafragma asta cu două ochiuri și cu spațiul acesta de aerisire ca să și pentru uniformizarea mirosului. Mirosului, exact, exact, pentru și miros. Iată că mi se întâmplă uneori un accident. Matca mi-am propus să-l transform în mulțitor. Adică să fac din el, compartimentându-l, la un moment dat, să fac mai multe familii. Și atunci mi-am folosit aici două rame, aici fac încă patru. Și rama oarbă unde rămâne? Asta, în momentul mulțitorului, rama oarbă nu mai are activitate. A, da? deci același stup, da, este transformat în mulțitor, unde putem crește una, două, trei, patru familii, da, în viitor. Patru nuclee care se vor transforma, să împerechem măcile, asta e obiectivul. Da, da, da. So, to understand, this conception of this house is not just only to kill this varroa or to trap this varroa to go to this frame, you understand? But also if you want it in the future to make big, more big the family and to grow, here you can grow, for example, four family, one here, and another one here, you understand? Yeah, because family is really important to have contact with another family, because the queen are fighting and is killed one to the other, so... one family, one queen, two, yeah, three, four. Așa. Și dacă undeva am un accident, nu mi s-a împerecheat o marcă, marca se împerechează în aer și există riscul să o mănânce o pasăre și să nu mai se mai întoarce, da, atunci eu pot să introduc o marca de aici, bunoară, care este împerecheată, o pot introduce în familia care, la care s-a produs accidentul. Da, deci, so, in the case, because the queen, it's fly outside, and make how to say with the male contact outside of this house. Outside, yeah, not inside, but outside. So it's possible to have sometimes accident that the queen, because it's fly up, one bird to eat, o ploaie, au mâncat o pasăre, or something, and to don't come back. The family need another queen. So it's very easy from this family, for example, to take this queen. And put here. Yeah, exact. Okay. Așa. Să deschis și ochiul ăsta și albina va circula, se va uniformiza mirosul. Da. Mirosul pe aici s-a dus, mirosul prin orificiile acestea și prin fundul ativaroa. Ele care sunt în panică, n-au regină, zice ce ne facem, ce ne facem și eu îi spun, uite ce vă faceți. Vă fac eu acum o surpriză plăcută. Vă dăm noi acum șansa să aveți altă regină și direct, așa, fără prea exact multe comentarii, având în vedere că voi v-ați polonizat mirosurile unul cu altul și vă cunoașteți. Albina va veni aici și se împrietenește cu asta, se uniformizează mirosul, se acceptă ușor și atunci albina circulă dintr-o parte în alta și când vedem că totul este în regulă, ne ducem cu rama, cu matca care se află aici, cu nucleul complet, ne ducem în partea asta și i-am oferit. I-am adus o matcă nouă. So in this case, if the queen from one family is not come back, we have the opportunity directly to have this queen for... To you transfer it yourself? Yeah, or to transfer or to open this gate here, for example, and to have access, you know, the bean to come to this queen.